Bună ziua și cum ne-am obișnuit în fiecare sâmbătă și a devenit o obișnuință cu mișcare gratuită în Parcul Tineretului, jos pe Lacul Tineretului. Am fost surprins de venirea colegilor noștri din Ortenița și suntem mulțumiți și tot înainte, ce să zic, mulțumim Georgica că este aproape de acest proiect. Pentru mine e o mare onoare să fiu aici alături de familia Simion. Ne bucurăm de invitație, o să venim de fiecare dată. George Ciorică sunt consilier local la Primăria Municipiului Ortenița și director sportiv la Clubul CSM Ortenița. Am fost tot timpul alături de familia Simion, așa și trebuie să fie, este cea mai prolifică familie din boxul românesc. Ăsta este adevărul și ne-am bucurat dacă și Federația Română de Box ar fi mai aproape de aceste demersuri, pentru că, din păcate, în momentul de față, nu există niște programe pentru tinere, nu există niște soluții care să ne ajută să promovăm și mai mult acest sport frumos. Îi mulțumesc lui Marian că ne-a invitat, îi mulțumesc maestru emerit Gheorghe Simion pentru că ne-a invitat și o să venim tot timpul alături de voi. Și poate chiar veni și la Oltenița să facem un eveniment similar. Cu dragul! Mulțumim frumos! Deci, în continuare, vă așteptăm pe Lacul Tineretului la sport și sănătate gratis. Pe toți și nu contează vârsta. Mulțumesc!